Proiectul demarat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane. Prin intermediul acestuia se urmărește, printre altele, îmbunătățirea sistemului de formare profesională a personalului SPO, inclusiv modele de programe și formare. El are ca grup țintă un număr de 160 de angajați din Serviciul Public de Ocupare, atât din cadrul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Vaslui, cât și din alte 7 agenții din țară. Timiș, Argeș, Tulcea, Vrancea, Buzău, Botoșani și așa mai departe. Proiectul are ca obiectiv general creșterea capacității personalului Serviciului Public de Ocupare pentru dezvoltarea competențelor și de a furniza beneficiarilor servicii de o înaltă calitate. Durata proiectului este de 18 luni, potrivit organizatorilor, maxim jumătate din cei 160 de angajați vizați de proiect vor putea urma și un al doilea curs de formare pentru o mai bună și completă pregătire a personalului SPO.